Mă bucur tare mult că sunteți aici. Andrei, tu știai că mama vrea să plece? Nu vrei să ascult ce am de spus? Bun. Andrei, de ce m-ai chemat? Ce e așa important? Bun. Acum că sunteți toți aici, o să vă rog să mă ascultați. Știu că am avut o rătăcire, recunosc, dar acum e gata. De azi înainte o să fiu omul pe care îl știți întotdeauna. Drept urmare, am stabilit cu Unie Civilă. Eu și Lili ne vom căsători. Uai, dar ce frumos ai spus! Mă scuzați, n-am vrut să deranjez. Ce tare e asta, mică! E, nu? A învățat să se care când e în plus. S-au împăcat... Mama vrea să-mi iau rochii de la Paris, dar eu vreau să fie de un designer italian, ceva. Ce te face pe tine fericită aia să-ți iei, da? Da. Așa, dacă nu-ți dau ei bani, plătesc eu. Au, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Ba da, ba da, ba adică da. Poți spor și o față din masă, că eu cu Andrei tot mă mărit. Da, da, da. Vreau că ți-e stă bine în orice. Știu. Dar nunta. Unde o faceți? Ce zici de Palatul Mogoșoaia, unde am făcut cu Eva? Ți-a plăcut, nu? E o idee foarte bună. Perfect, perfect. Ce zici, Andrei? Ce? Nunta o facem la Palatul Mogoșoaia? Da, cum vreți voi. Scuze, o să am puțină treabă. Perfect, perfect. Nu știu ce are. Are emoții. Așa-s bărbații. Da, bărbații sunt mai rău decât femeile când e vorba de nuntă. Ioana? N-am putut să stau departe de tine. Mă bucur că ai venit. Te iubesc. Și eu. Andrei, mama a plecat de acasă. Ce? Ce ai auzit? Am venit aici să vorbesc cu tine ca să nu audă tata. A plecat și din câte am înțeles e din cauza ta. Da, probabil. Da, ce? Ce ai zis? Mai degrabă ce am făcut. Că te-ai întors cu Lili? E mai complicat. Ok, nu mă interesează. Faci cum faci și o aduci acasă. Ia uite cine-i băiatul mamei. Hai să nu te aud. Că nu sunt eu ăla care plânge în poală ca un bebeluș. Ei, na. Rezolv. O să vorbesc cu ea și o să o duc acasă. Rezolv, promit. Da? Dar ce, știi unde e sau? Da. Am auzit-o pe Katia azi dimineață cum că spunea că Eva ar fi dormit la firmă. Deci o să merg acolo și o să verific. Ok. Așa o să faci. Deci două lacrimi, mă impresionez și o aduce acasă. Tata au chemat 200 de invitații, dacă nu mai mult. Normal. Odată își mărită fata. Vrea să o vadă toată lumea în rochie de mireasă. Nu vreau să vă stric ziua, dar ați văzut asta? Ce-s mizerile astea? Iar paparații. Nici măcar n-am anunțat oficial nuntă și ăștia au sărit direct să mă distrugă. Cu asta se ocupă, cu scandaluri. Și când nu există, le inventează. Îți jur, îți jur că n-am făcut nimic. Uite, n-am făcut nimic, nici măcar nu mai țin minte. Nu știu ce s-a întâmplat, știu doar că eram supărată din cauza lui Andrei și am și băut foarte mult. Hai, liniștește-te. Ocupă-te de nuntă, mă ocupă de mizerile astea. Mm-hmm.
ce zâmbești așa satisfăcut? Eu și cu Andrei ne vom căsători. Și firma va fi a lui. Doamne, firește, dar chiar nu-mi fac griji. Numai că tu și Andrei trebuia să vă căsătoriți de vreo 1000 de ori până acum. Permite-mi să fiu sceptic. Poți să fii ce vrei tu, dar nu lângă mine.